Porque costa motorina. Curățare efectuată cu succes. No, vezi ce filmezi? Văd, ia și chile de la bun. Da, pe mine. Da, oameni buni, mergem să băgăm instrumentele. Utilajele, cum s-ar spune. Am terminat treaba. Auzi, asta ești pornire. Nu o simte. Nu o simte tu. Mai știu să vină presiune. Avem presiune. Deci. Aici! Hai și pune. Așa s-aude un tractor fericit. Nu e nici ultima rea de spate. Țin. Unde e situația asta? Ia, cum se închide ușa? Să lasă așa, așa deschisă frumos. Ca să pot să dai așa. Ca să nu rămâi blocat afară. Am mai făcut noi ideea. Îți poți dai cu oglinda în plumb. Nu mă cunoști. Eu te conduc cu ochii închiși. Ai pus contactul și până să încălzesc bujile închizi ușa, îți faci sinerină. Să-mi deam în jos că ventilație. Dă drept în spate, bă, și aia ieși pe pod. Să ieși cu fața pe pod. Dă drept în spate, că tăi Ion acolo. Dacă nu avem presiune. Nu avem presiune, e ulei. Hai, las că e. Nu avem. Hai odată. Dă drept. Ia mai încolo.
tik iš žemų. Žemų manual. Că curentul e scump. Žemų manual, că curentul e scump. Nu? Poftim. Așadar, oameni buni, cam asta a fost și pe ziua de astăzi cu tractorașul. Concluzii, încă avem pierderi de motorină, din păcate. Da. Tractorul se descurca de minune. Freza la fel, trebuie să o curățăm puțin, pentru că e plină de pământ. Ia, ridică capacul sus. Ridică asta în sus. În rest... Ridică asta în sus. O tăiem ăsta. Ridic-o. Da, cam așa arată freza. De ce n-ai curățat acolo? Păi n-am mai apucat să o curăț. I-am dat talpă. Da, ăsta e tractorul. O să trebuiască să lăsăm și freza jos. Dar nu acum. Mamă, uite, știu până, mamă, până unde o sări pământul. Vălăle. Vălăle. Dar n-ați văzut nimic. Nu știți nimic, n-ați văzut nimic. Nu cunoașteți. Hai de capul meu. Până unde o sărit. Așa. În altă ordine de idei, mai avem apă. Aha. Cam gol. Cam nu prea mai avem. Cam nu prea mai avem apă, dar na. Nu, da, o fiert. O fiert? Da. Păi, o fiert. Fofiert, vine și bagă de aici, pe aici, hai. Ia, nu mai. Da, vine unul. Nu mai. O cam fiert, ia, așa. Ce aici, mai o bucată de pământ? Astfel că s-a amestecat pământul cu... vazelina. Da, aici mi-a ieșit cauciucul ăsta. Atâta am tras de el până a ieșit. În rest, am umplut pe aici de pământ. Trebuie să-l curăț. Dar asta în altă zi. Așadar, oameni buni, până data viitoare. Cam asta a fost. Cam asta a fost cu acest episod. Desigur, ne vedem data viitoare. Papa.